Din nou în direct, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, partea a doua emisiunii matinale de la Antena 3 Pitești. Ne aduce un alt invitat la cafeaua cu piper. De data aceasta vă propun să abordăm în mod structurat, am putea spune, ceea ce formează activitatea profesională a celor care au o misiune onorantă și deloc de neglijat, pentru că reprezintă nu numai interesul oamenilor, ci și al întregii țări. Stăm de vorbă cu un demnitar al României, parlamentar de Argeș din partea PSD, de profesie cadru didactic, și îi spunem bună dimineața domnului deputat Nicolae Georgescu. Bine ați revenit, vă mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața! E bine, domnule deputat, poate că discuția noastră de astăzi va fi una oarecum tehnică, bazată și pe ceva cifre, dar cu siguranță ne oferă o perspectivă practică de care avem atâta nevoie. Însă, ca să mai îndulcim puțin discuția, vă propun, așa cum este procedura emisiunii, să extrageți întrebarea surpriză la început de emisiune din ceșcuța noastră. Haideți să vedem care este provocarea pentru dumneavoastră în această dimineață. Da. Care a fost cel mai frumos lucru care vi s-a spus până acum? Da, trebuie să mă gândesc. De fapt, nu e foarte mult de gândit. Cred că cel mai frumos lucru pe care îl poți auzi este să primești bună dimineața. Este o urare, nu-i așa? Indiferent din partea cui, dacă avem urarea de bună dimineața, deja considerăm că ne poartă noroc, cum s-ar spune. Nu neapărat din această perspectivă. Când ți se spune dimineața, înseamnă că ești viu, că ești pregătit pentru o nouă zi din viață, și în felul acesta acțiunea ta în societate este văzută și palpabilă. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Într-adevăr, urările de bine, urările de bună ziua, bună dimineața, trebuie să fie din ce în ce mai prezente în viața noastră, pentru că până la urmă reprezintă un factor de conștientizare că avem o nouă zi în fața noastră. Mergem mai departe, domnule deputat. De pe site-ul Camerei Deputaților, să știți că am extras câteva informații pentru a contura un portret profesional succint în ceea ce vă privește, și am să vă rog să veniți cu corijări, cu corectări sau completări dacă este cazul și acolo unde este cazul. Sunteți la al doilea mandat de deputat, sunteți vicelider al grupului parlamentar PSD, faceți parte din Comisia Permanentă pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională, al cărui vicepreședinte sunteți. De altfel, faceți parte din Comisia pentru Afaceri Europene din februarie 2022, și aici cred că ar fi interesant să ne spuneți practic cu ce se ocupă această comisie, și foarte important, sunteți președintele grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turcia. În ceea ce privește activitatea parlamentară în cifre, luări de cuvânt la 16 puncte de sumar, 3 declarații politice, 2 depuse în scris, 7 propuneri legislative inițiate, 78 dintre care 20 promulgate legi, întrebări și interpelări 36, moțiuni 6. Ați avea ceva de adăugat la acest scurt portret profesional? Din moment ce sursa este Camera Deputaților, da, este mai mult decât clară și elocventă, cifrele nu pot fi altele. Bun. În acest context, v-aș întreba în cele ce urmează și în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Apărare și Siguranță Națională, având în vedere că știm foarte bine, numai departe de zilele trecute, au fost atacuri la granița cu România, porturile ucrainiene au fost atacate, unul dintre ele se află foarte aproape de România, de altfel aproape de Galați, și în acest context, și ca vicepreședinte al Comisiei pentru Siguranța Națională, v-aș întreba dacă acestea sunt semnale că războiul se intensifică sau pur și simplu este chiar și un semnal pentru țara noastră, pentru România. Absolut. Toate lucrurile care se petrec la granița țării noastre pot fi decriptate în foarte multe feluri. Rămân câteva elemente constante. Pe de o parte, cel puțin din perspectiva mea, lucrurile sunt clare, au fost clare întotdeauna, am spus-o de fiecare dată, că acest conflict va fi unul de durată, chiar dacă la început parte din analiștii militari și politici considerau că acest conflict va fi unul de scurtă durată, chit și armata rusă considera această operațiune specială cu ghilimele de rigoare ca fiind una de scurtă durată. Iată că, din păcate, am avut dreptate și conflictul se adâncește și va dura mult mai mult decât ne putem noi aștepta. Din punctul meu de vedere,
paradigma s-a schimbat. Dacă în urmă cu 3 ani de zile, când discutam despre probabilitatea și posibilitatea ca la granițele noastre să izbucnească un conflict, făceam tot felul de analize, de proiecții, de perspective, încercând să ne explicăm cum va arăta războiul viitorului. Iată că acum discutăm, fiind în miezul problemei, fiind cumva afectați în mod direct de acest război, ne gândim care este viitorul războiului și aici este extrem de interesant, pentru că pur și simplu tot ceea ce se întâmplă la granițele țării noastre acum reprezintă, pe de o parte, mare amenințări, dar așa cum am spus-o și în urmă cu 2 ani de zile, și foarte multe oportunități. Ar trebui să ne îngrijoreze la ora actuală, domnule deputat, în ceea ce ne privește pe noi ca țară? Din punctul meu de vedere, cred că îngrijorarea este responsabilitatea autorităților și este tot din punctul meu de vedere, pentru prima dată când în istoria României, în istoria armatei române, când putem spune că suntem de partea potrivită, suntem într-o conjunctură favorabilă, avem toate garanțiile că suntem în siguranță. Cum stă România la capitolul Siguranța Națională? Cât de mult se investește în ceea ce privește, iată, armata? Din punctul meu de vedere, stă foarte bine. Știm cu toții că tot ceea ce a însemnat problematica bugetară de-a lungul timpului pe anumite sectoare de activitate au fost comentarii și pe bună dreptate. Nu întotdeauna au ajuns sumele astfel încât un segment, un sector de activitate să-și desfășoare activitatea. Când a fost vorba de bugetul Ministerului Apărării, bugetul Apărării Naționale, aici lucrurile au fost foarte clare. Tot ceea ce a însemnat responsabilitate asumată din partea statului român față de acest minister și față de partenerii noștri strategici a fost realizat, și anume 2% din bugetul național s-a îndreptat clar, fără niciun echivoc, către Ministerul Apărării Naționale, pentru că, iată, este foarte, foarte bine să te pregătești. Știți, spunea Napoleon, că cel care nu își hrănește propria armată va ajunge să hrănească armata inamicului. Da, și știți ce mai spun oamenii apropo de acest lucru? Erau subiecte aruncate în spațiu public și pe bună dreptate că se investesc bani în armament de mâna a doua. Bun, este o discuție, dacă îmi permiteți, oarecum răutăcioasă. Nu este nici pe departe vorba de armament de mâna a doua, este vorba pur și simplu de niște obiective pe care armata română și le-a stabilit, a asumat și pe care le țintește și le și realizează. Eu nu cred că avioanele F-16 pot fi considerate la acest moment de mâna a doua de nicio armată din lume. Eu consider că tot ceea ce înseamnă acest mecanism de achiziție de componente care să ne facă să ne ducă la un alt nivel de siguranță și națională și în relația noastră cu partenerii strategici, reprezintă un pas extrem de important și, așa cum spuneam, reprezintă doar grija autorităților pentru a da liniște poporului și populației. Da, atunci am putea spune că orice e mai bun față de ceea ce avem? Nu, sub nicio formă. Nu așa trebuie pusă problema. Trebuie să analizăm din perspectiva ceea ce au ceilalți. Pentru că întotdeauna când realizezi o scală de evaluare, trebuie să îți alegi foarte bine elementul la care te raportezi. Da, într-adevăr, dacă ne raportăm la ceea ce are în dotare Armata Statelor Unite, am putea fi un pic frustrați și să considerăm că această tehnologie militară și această dotare este de mâna a doua. Dar dacă ne raportăm la toți ceilalți, la toate celelalte entități militare de, să spunem, nivelul României sau poate chiar superior nivelului României, atunci cred eu că este un pas extrem de important și o realizare extrem de mare cu această dotare.
Domnule deputat, vă propun să mai rămânem câteva secunde pe acest subiect, pentru că ar fi foarte interesant să ne expuneți punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește Turcia. Știm foarte bine, Turcia și-a asumat rolul de mediator, bine, alături și de Israel și China, însă aș vrea să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că a slăbit puterea de mediator a Turciei sau care ar trebui să fie poziția a Turciei, care până la urmă este vecin maritim, nu-i așa, și cu Rusia și cu Ucraina? Bun, eu cred că nu trebuie să intrăm în foarte mare analize de acești gen și să înțelegem noi și să ne explicăm cine și ce rol are în această mediere. Eu cred că trebuie să întotdeauna să avem esența și anume care este interesul României și care este poziționarea sau, după caz, repoziționarea României în funcție de modul în care, prin declarații publice sau prin acțiuni concrete, un stat sau altul își schimbă sau își păstrează coerența asupra relațiilor cu țara noastră. Cu alte cuvinte, perspectiva mea este întotdeauna națională. Și cred eu că din acest punct de vedere, ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, pentru că despre Marea Neagră discutăm, lucrurile sunt foarte clare. Rolul Turciei este într-adevăr unul foarte important. Din perspectiva relațiilor directe cu România, situația nu s-a schimbat absolut deloc. Ba mai mult, relațiile diplomatice dintre România și Turcia sunt la un nivel foarte bun, aproape, cred eu că niciodată nu au fost la un nivel atât de bun. Turcia este partenerul strategic al României și cred eu că în directă legătură cu Turcia, Marea Neagră poate fi în continuare o zonă liberă în atâta măsură încât să putem să vizăm obiectivele economice pe care țara noastră le are în această zonă și fac aici o paranteză și o referire directă la dorința noastră, la capacitatea și capabilitatea de a extrage din Neptun Deep resursele fosile pe care, iată, Marea Neagră ni le pune la dispoziție. Și apropo de acest subiect, mă bucur că ați adus în discuție acest subiect pentru că chiar era în desfășurătorul meu la rubrica de întrebări și interpelări în ceea ce privește activitatea dumneavoastră parlamentară. Acolo regăsim pe site-ul Camerei Deputaților care sunt și propunerile legislative și întrebările, interpelările pe care parlamentarii le au către cei către cei care pot să facă schimbări. Și chiar o întrebare sau o interpelare făcea referire la urgentarea exploatării gazelor din Marea Neagră. A fost o întrebare, nu-i așa? A fost o întrebare adresată Ministrului Economiei. Am primit un răspuns tehnic. Mă mulțumește faptul că, într-adevăr, în ultima perioadă, și n-aș vrea să îmi arog meritele că după această întrebare era pur și simplu o întrebare punctuală. În ultima perioadă lucrurile s-au mișcat în această zonă și cred eu că pentru o perioadă însemnată de timp, Marea Neagră va fi pentru România ceea ce ne-am dorit și anume o sursă de independență energetică, pentru că ăsta este obiectivul principal. Legat de întrebare, știți foarte bine și de statistica pe care am văzut că o urmăriți cu atenție de pe site-ul Camerei Deputaților, este un instrument al parlamentarului. Este un instrument alături de interpelare, întrebarea, alături de declarațiile politice, alături de inițiativele legislative și după caz, în cazul în care se ajunge să fie transformată în lege, sunt mecanismele prin care un parlamentar, un reprezentant, un demnitar are instrumentele să ducă mai departe până la urmă ceea ce cetățenii îi transmit. Pentru că trebuie să vă spun, această întrebare n-a fost altceva decât rodul interacțiunilor pe care eu le-am avut și prin Viu Grai și în mediul online cu cetățenii și care, într-o formă sau alta, printr-o modalitate sau alta, îți transmit temerile lor, îți transmit ceea ce vor să știe și anumite
problematici punctuale. La urmă trebuie să se folosească, nu-i așa? Tocmai din acest motiv aveți aceste instrumente pentru a putea să vă faceți treaba și să puneți lucrurile în ordine. Rămânem la acest capitol de întrebări și interpelări. Am să le trec în revistă și vă rog pe dumneavoastră să interveniți acolo unde simțiți nevoia. Iată, întrebare vis-a-vis de disfuncționalitățile la Arhivele Militare Pitești. O întrebare sau cererea de soluții pentru a spori activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții, sporirea acțiunii Poliției Române pentru verificarea proprietarilor și deținătorilor de câini periculoși, dacă doriți să interveniți. Da, doresc să intervin, mai ales și mă bucur că ați făcut referire la aspectul cu Arhivele Naționale, pentru că astăzi este Ziua Națională a Arhivelor Naționale. Este un moment important pentru toți cei care, într-o formă sau alta, sunt angrenați în acest domeniu și pe această cale vreau să le transmit la mulți ani. Este o componentă importantă în tot ceea ce înseamnă aparatul de stat. Este o instituție care are o istorie însemnată, s-au pus primele baze ale acestei instituții în 1867, după Primul Război Mondial, în contextul nevoii de a gestiona tot ceea ce ne-a lăsat moștenire. Primul Război Mondial, s-a statuat și Ziua Națională a Arhivelor Militare și cred eu că este extrem de important. De ce? Pentru că este sediul la Pitești, este un volum de muncă extrem de mare, sunt oameni din toată țara care solicită documente la această arhivă și în relația cu conducerea Arhivelor Militare de la Pitești am constatat că nu reușesc să facă față. Dotarea pe de o parte tehnică și pe de altă parte cu resursă umană este sub nevoia pe care această instituție o are să poată să răspundă în timp real oamenilor și trebuie să recunoaștem că este și o situație delicată. Sunt oameni care într-o formă sau alta își caută drepturi și dacă de multe ori acest răspuns întârzie, se ajunge în situația deloc plăcută ca acei oameni pur și simplu să nu mai aibă timpul fizic să beneficieze de drepturile lor. Oricum, noi sperăm ca tot ceea ce înseamnă întrebare și interpelare să nu rămână doar la acest stadiu, nu-i așa? Și să-și găsească și o soluție reală într-un timp cât mai scurt. Cu siguranță, iată cea de-a doua problemă amintită de dumneavoastră cu câinii periculoși. Da. După ce am făcut aceste solicitări, după ce am adunat informațiile necesare de la toate entitățile implicate și să știți că am făcut adrese chiar și la ONG-uri care au ca obiect de activitate această zonă a câinilor și s-a materializat această activitate într-o inițiativă legislativă, pentru că ne dorim să trecem de la partea de discuție la partea de aplicabilitate, la partea concretă și sper eu ca în toamnă, în sesiunea parlamentară din toamnă, inițiativa mea cu privire la înăsprirea condițiilor de a gestiona și amenziile pe care posesorii de câini periculoși, înregistrați ca fiind câini periculoși, să treacă și să devină realitate și în felul acesta episoadele pe care le-am văzut de multe ori și în județul nostru, în parcuri publice, cu câini periculoși nesupravegheați corespunzător și care au atacat de la copii până la oameni în vârstă să dispară. Da. Într-adevăr, pentru că nu acesta este dezideratul, să moară oameni din cauza anumitor animale periculoase și verificările, într-adevăr, verificarea proprietarilor și deținătorilor de câini periculoși să fie făcute ca la carte, cum s-a spune, cum spune legea, nu-i așa? Pe final de emisiune, domnule deputat, n-aveam cum să ne aducem în discuție și subiectul fierbinte actual, nu-i așa? Ce mai face, ce mai desface coaliția de guvernare la ora actuală? Știm foarte bine, se vorbește peste tot despre noi taxe și impozite, pentru că avem de acoperit un deficit bugetar cauzat, încă nu știm de cine sau de ce, sau cum s-a ajuns la acest deficit bugetar destul de mare. Coaliția de guvernare, mai ales pe componenta Partidului Social Democrat, face și desface foarte bine. Cred eu că
tema zilelor trecute, cea a reducerilor de personal din aparatul bugetar a fost voit, dusă într-o zonă răutăcioasă. Și de ce? Pentru că informația n-a fost preluată corespunzător. M-am bucurat, pe de altă parte, să constat în ieșirile publice ale premierului Marcel Ciolacu de ieri un mesaj foarte bun, coerent, simplu la subiect, și anume faptul că acolo se încearcă o reducere a organigramei, nici de cum o reducere de personal propriu-zisă. Deci vorbim de posturi neocupate. Vorbim de posturi neocupate care... După ocupate fără concurs? Nu, de posturi neocupate. Discutăm de posturi neocupate care generează cheltuieli. Și mecanismul a fost foarte bine explicat și este foarte simplu de explicat. În momentul în care tot ceea ce înseamnă bunuri și servicii într-o instituție a statului, într-o entitate a statului, se fac achiziții pentru aceste bunuri și servicii, totul se raportează la organigramă. Adică se raportează inclusiv la oamenii care nu există în acea organigramă, la pe de o parte, și sunt cheltuieli inutile. Și exemplele au fost foarte bune, de la banalele pixuri până la tot ceea ce înseamnă, eu știu, de spălat pe jos, hârtie igienică și așa mai departe. Achizițiile se fac raportându-se la organigramă și în felul acesta se reduce o cheltuială, zic eu, însemnată. Pe de altă parte, iarăși un aspect foarte important, era în situația pe care și cetățenii o relatau, și anume să constată în instituții publice șef de departamente care aveau în subordine unul, doi oameni sau poate niciunul. Tocmai pentru că șefii de departamente sau șefii de orice altă formă și altă denumire pe care o aveau în organigramă erau pentru că acolo figura în organigramă ca fiind cineva. În fapt, nu era nimeni. Eu zic că prin această eliminare a acestor posturi vacante nu se face altceva decât să se ajungă la normalitate, pentru că despre asta este vorba. Legat de taxe și impozite, personal, am adoptat o strategie și săptămâna trecută, dacă mi-aduc aminte bine, am postat pe Facebook o întrebare către urmăritorii mei să iau puls, să spun pe românește, să văd cum văd românii, cum văd oamenii care mă urmăresc pe mine această problematică, și anume a facilităților fiscale pentru anumite categorii sociale. După două zile de interacțiune și de reacții prin comentarii la întrebarea mea, am constatat că românii nu își doresc aceste facilități fiscale pentru anumite categorii sociale. Acum, am fost unul dintre cei care s-a exprimat public și a susținut public nevoia ca pe o perioadă scurtă, perioadă de timp foarte bine creionată, să vii și ca stat să intervii într-un sector de activitate. De ce? Pentru că acolo, dacă ai o vulnerabilitate, cum a fost cazul IT-știlor, și știm foarte bine că în acel segment România a început, joacă și consider că va juca un rol și mai important în tot ceea ce înseamnă angrenajul veniturilor pe care le generează la bugetul de stat. Da? Pentru o perioadă de timp, pentru a atrage foarte mult în țara noastră acest segment și această activitate, aceste facilități fiscale au fost binevenite. Acum reacția populației este că n-ar mai trebui să fie aceste facilități fiscale. În esență, guvernul, conducerea trebuie să facă întotdeauna să ia pulsul societății. Și dacă tu intervii strategic într-o anumită zonă și ți-ai atins obiectivele, apoi poți și pe fondul acesta al reacției venite din teritoriu să revii asupra acestor facilități fiscale. Pentru că, trebuie să o spunem, este o realitate și aceasta. În timp, aceste facilități fiscale generează și oarecare frustrări. Știm cu toții, discutăm în spațiile noastre, să zicem așa, informale, și ascultăm reacții uneori vehemente ale oamenilor că de ce unii să aibă, de ce alții să n-aibă. Da. Și aici ducem inevitabil discuția la celebrele pensii speciale, subiectul care rămâne fierbinte și astăzi cred că se va decide, până la urmă, dacă este constituțional sau nu. Eu sper din tot sufletul să se decide, e un subiect
la care am subscris de la bun început și sper să elimine și această facilitate. Da. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în matinal, vă urăm mult succes și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumesc! Atât pentru astăzi, Dana Popescu sunt eu, rămâneți cu Antena 3 CNN, numai bine, la revedere!